pentru a ne oferi viață, viața sa, Domnul Iisus Hristos a luat locul nostru și s-a făcut blestem. Nu, nu era vinovat. Nu, nu păcătuise și nu, nu merita să moară. Dar noi suntem vinovați, avem păcat și merităm condamnarea. Nu avem nimic altceva de oferit în schimbul vieții decât inima. Biblia ne spune, fiule, fiică, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele, să se lase cel rău de calea lui și cel nelegiuit să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru darul nespus de mare pe care ni l-ai dăruit prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim că ne accepți așa cum suntem, murdari, păcătoși, și ne îmbraci în haina iubirii Tale puternice. Te rugăm, Tată Ceresc, să venim la Tine cu încredere, să ne ajuți să venim la Tine cu încredere, să ne lăsăm schimbați de Tine și apoi să plecăm mai departe, împrăștind și noi la rândul nostru binecuvântare celor ce au atâta nevoie de ea. Îți mulțumim că ne iubești și ne asculți. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin.